Da, bună Bianca, bună Bianca. Bună dimineața. O fi de la Zodi? E și de la Zodi, pentru că suntem un pic cam amețiți astăzi. În plus, ni se reamintește că rănile noastre emoționale nu se închid peste noapte și ne-ar prinde bine să fim mai blânzi astăzi, atât cu noi, cât și cu ceilalți. Să nu uităm însă că vindecarea necesită timp și, deși astăzi suntem puși pe harță, weekendul se anunță mult mai liniștit. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec. Urmează câteva săptămâni în care este înțelept să cauți răspunsuri la problemele care te macină pe calea spiritualității. Iar dacă ești sleit de puteri, ia-ți o bine meritată pauză. Taur. Mulți nativi se bucură de oportunități pe plan profesional. Sunt însă și alți tauri care sunt în continuare preocupați să afle ce se discută pe la spatele lor. Gemeni. Chiar dacă atmosfera se mai destinde pe plan amoros, tot este înțelept să păstrezi niște granițe sănătoase. Pe plan profesional, nu te minimiza doar pentru că ai în față un interlocutor cu o poziție mai înaltă. Rac. Poate că ți-ai stabilit niște obiective și le-ai abandonat pe drum. Acum este momentul să fii mai strict cu tine, să te disciplinezi și să dai drumul la treabă. Leu. Astăzi ai ocazia să vorbești deschis și cu calm despre ceea ce simți și despre unde vă situați în relație. Pe plan financiar poți avea parte de o oportunitate remarcabilă, iar alți lei pun bazele unui parteneriat care aduce profit. Fecioară! Stresul din ultima vreme își pune amprenta asupra sănătății tale. Pe parcursul zilei ai unele momente când te plângi că totul este un haos. Încearcă însă să nu fii dezamăgit dacă oamenii nu se ridică la înălțimea așteptărilor tale. Balanță! Ești încurajat să faci un pas în față și să iei decizii curajoase. După amiază, nu crede chiar tot ce auzi și nu te baza pe promisiuni. Scorpion! Abia te poți abține să nu investești în casă și să nu cumperi ceva nou pentru a-ți decora spațiul. Socotelele despre bani te pot irita astăzi. Tu și partenerul s-ar putea să nu fiți tocmai de acord asupra valorii unui cadou pe care vreți să-l faceți împreună. Săgetător. Este o zi perfectă să mai delegi din sarcini. Cererile tale vor fi luate în serios și vei impune respect indiferent cui te adresezi. Spre după amiază, partenerul ar putea fi copleșit de ieșirile tale nervoase. Capricorn, ți-ar prinde bine o plimbare în mijlocul naturii ca să-ți mai aduni gândurile. Spre după amiază, o simplă discuție poate ușor aluneca înspre un război în toată regula. Vărsător, te bucuri de multă admirație și ai putea profita pentru a-i atrage și pe ceilalți într-o acțiune caritabilă. Spre după amiază, unor nativi li se poate strica telefonul sau înțeleg greșit un mesaj care vine prin intermediul rețelelor sociale. Pești! Indiferent de provocările sau fricile cu care te confrunți pe sector profesional, ai toate șansele să ieși învingător. Evită să le mai dai șansa oamenilor care te-au rănit încă o dată, chiar dacă este foarte tentant astăzi să îi primești din nou în preajma ta. Acesta a fost horoscopul, găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire! Mulțumim!